Salut YouTube! Bine v-am găsit la primul episod din prima serie de Counter de pe acest canal. Ok, primul Counter jucat va fi, după cum vedeți, Counter-Strike Condition Zero. Și știu că în primul episod din Minecraft am spus că o să postez Global Ofensiv, dar lucrurile s-au mai schimbat. Am hotărât să postez Condition Zero, deoarece multă lume nu știe cum stă treaba cu misiunile astea. Și pot afla multe chestii interesante chiar din videourile mele. Și îmi place mie mai mult Counter-Strike Condition Zero. E mult mai interesant, adică te lasă să faci echipă. I-am ales pe ăștia doi, multul. Bine, sper să vă placă seria. Eu sunt un YouTuber începător, așa că o să am mici greșeli, mici, mari greșeli în clipuri. Oricum ar fi, vizionare plăcută. Grafica din Counter-Strike Global Offensive, vedeți, e foarte tare. Ce flash mi-am dat! Și am zis că e mie, nu poate de chestii pe care mare poate nu le înțeleg, probabil nici voi nu le înțelegeți. Încă voci au pierdut bomba, chestii din astea, mă rog. Așa, ce zic ăștia pe aici? Că am câștigat prima rundă sau ce? Acesta este cuțitașul de samurai. Așteptăm aici la pândă frumos. Uite-l! Mori! Bine, am ieșit la începutul clipului că nu sunt foarte bun la Counter-Strike, deoarece am jucat foarte rar. Pur și simplu, nu mă pricep. Și dacă o să dau impresie de noob, asta e. Măcar mă distrez. Și vă distrez oarecum și pe voi. Super tare, bă, unde am dat bomba, așa de folositoare. Uite, da. Am omorât, bă. Care e bă? Ce headshot? Bă, poate nu sunt chiar așa de bine. Bine, am zis doar poate, cu sper să n-aveți așteptări. Aha, de dust am scăpat de teroriști de pe aici. Următoarea hartă, office. Fuck. Chiar nu știu să joc pe harta asta. Pur și simplu nu știu drumurile. Dar să vedem pe cine mai alegem. Acum, legat de colegii pe care mi pot alege. Vă rog frumos să-mi lăsați în secțiunea de comentarii dacă fac alegeri bune, dacă ar trebui să aleg pe ăla în loc de ăla, chestii din astea, ok? Pentru că mă ajută foarte mult părerile voastre. Fresh start match. Bun. Și avem, am văzut că avem niște chestii de îndeplinit, un fel de misiuni pentru fiecare hartă și n-am apucat să le citesc pe astea. Da, nu-i bani. Bine, începem. Aha. Ok, tu ești al meu.
acum și care e partea nasoală pe mapa asta, ori omor toți inamicii, ori pierd runda pentru că nu știu unde se află statici, v-am zis, nu? Pur și simplu, nu știu harta. Da, am zis eu ăla ceva de o statici, bla bla bla. A, uite! Da! Oh, bun așa. Bun așa. Nimic pe aici? Nimic pe aici? Doamne, vorbăreții! Și hai să vedem dacă ce fac pe aici. Nimic. Mamă, de... Mă așteaptă o statici serios? Păi și eu îi aștept pe ei. Păi ce coincidență. Da. Presupun că arunc, dar asta e pierdut. Numai să-l găsesc pe urât ăla de-l mai am de omorât. Rat, rat. La ce mai național a României, ce rat atât. Dar poate mă duc și cu stala un statici. Pe parcă era un pe aici. Bă, tu te mă ce. No, nimic. Dar și ăștia doi stau după mine, nu se duc și ei să verifice. Cu ce că nu știu harta. O mai și las. Singur. Singurel. Nimic aici. Uite pe aici. Over here! Over here, over here. Da. Hai, hai, hai. Pe aici, pe aici, repede. Haideți, mă! Haide! Să nu arunc pe scări. Așa, bun, hai, hai, hai. De bă, când am tras și-au pus mile în cap. Da, se pare că am făcut o misiune, dar mai sunt doi ostatici, naiba. Pe aici? Nimic, nu? Pe aici. Să mărcăm mai locul. Stai așa, stai așa, stai, nu, nu, ceva? Fie pe aici, mă. Bine, mă, băiez, mă. Uite, scârba stătea aici, știi, să... să nu-i luăm noi. Bine, știu că poate vi se pare prostie că mi-au un sabre și un gun, dar dacă n-ați văzut încă misiunea, trebuie să omor un inamic cu o astfel de armă. Deci să îndeplinim eu repede misiunea. Oh, fuck! Nu știu dacă l-am omorât eu. Nu, nu l-am omorât. Ia uite, bă, nici pe ăsta. Te lăsați-mi, naiba. Mana mea! Bă, da, eu m-am scuzat de la început, v-am zis să zbut. Și trăgeam ca un țăran, știu. E, asta e. Bă, Toma mi-a zis că... sunt trei runde. Și eu încă n-am împlinit misiunea aia. Bă, serios. Păi și ce trebuie să fac acum? Să aștept după buți? Ok, au terminat și ăștia în sfârșit. Mai am o rundă. În runda asta trebuie să fac misiunea. Ok. Bă, ăsta-i frate meu, ceva a înrudit cu mine.
Rotundă bombele. Da, ce v-am zis? Ce v-am zis? Aha! Misiune îndeplinită. Stai, că pai ce rău stat aici. Hai, vină. Bă, frate, ce cum a tras mă ăla? Nu cred. Este, mă, uite că am câștigat. Ok, am făcut și de-asta office. Prodigii. Da, o jucam pe asta când eram mic, copil. Să vedem pe cine mai alegem pe nenea asta, uite, bun? Așa, sper că nu trebuie să mai repet, ați reținut ce am zis, vreau părerile voastre în secțiunea de comentarii. Alege-l pe ăla în loc de ăla, sau nu știu, chiar și legate de modul în care filmez, editez, toate chestiile astea. Înțelegeți? Bine, hai să începem cu forță. A, și așa am o misiune, să omor pe unul. ABB-ul. Direct în picată cu el, pe jos așteptam. Repede, bă, nu fugi! Atât! Dar nu va pe lângă, am tras. Yes, da! Super, da! Bravo, hai! Începem cu la a doua misiune. De fapt, a doua rundă. Bun. Tu, nu. Hop. Nu mi-a luat din viața, asta e ok. Am impresia că mă întorc de unde am plecat. Da, și eu merg random prin tunelele astea, că doar n-am unde ajung. Dar se pare că am ajuns. Pare că am ajuns aici. L-am târnuit pe lui cu hotshot. Ha, hotshot. Da, ăsta e Skype-ul meu, nu al vostru, de nu vă citați. A, unde dracu-i? A. Sunt peste tot, mă. Ce, mă, B? E un B? Firial, dracu de mă. Da, ci că e un B. Hai, repede, bă! Da, hai, grăbește-te, țărane! Nu știu ce-a zis ăla, cred că a vorbit cu mine. Da, lasă-mă pe mine, că pe tine tu doar îți creștele, băgame! Da. Dar și chiar dacă l-omoram pe ăla, tot pierdeam, că nu mai aveam timp să dezamorsez bomba, deci... Da. Nu, direct nu. E, fivar, mamele sunt hârtie de ruși. E țăranii teroriști. Da. V-am pus capac. Bă, mai am 25 la peță. Pot cădea aici. Nu vreau să încerc. Ah, mai e unul. Bine. Ha, bă, încă unul. Da. Tot săranul ăla care m-a murat și rundele trecute. Lunatic. Ce să zic, lunatic. Hai că ăsta e pe urmele lui, e bine. Păi, deci sunt 4 pe 1. Ah!
Atât bine, mă, știam eu de ce te-am ales. Cum i-a sărit admațul din el. Right? Mai avem o rundă? Da. Se pare că mai avem o rundă. Dar mie pe aici îmi place să mă duc. Deci pe aici o să mă duc. Tu, băiatul, headshot, direct. Na, fără, headshot, dar fără. Cineva aici? Cineva dincolo? Nimic, nu? Dacă am știut unde e grădina... Vreau chipsuri! Vreau chipsuri! Vreau chipsuri! Nimic! Asta-i greu! Bomba-i mică! Ok, am hotărât off-camera să fac în fiecare episod câte un tur din ăsta. Așa că aici se încheie acest episod. Până data viitoare, pace!